Parteneriatul dintre Ministerul Educației și Discovery Networks are ca scop diversificarea resurselor de învățare pentru elevi, dar și pentru profesori. Ministerul Educației a încheiat un parteneriat cu Discovery Network, având ca scop să facem școala și altfel, să încercăm ca elevii să obțină informații, să deprindă competențe și prin alte metode. Că despre programe, ziua de luni este dedicată matematicii, iar cea de marți chimiei. Miercurea, elevii pot urmări emisiuni despre biologie, joia despre fizică, iar pentru vineri, elevii au pregătite alte științe. Fiecare program va fi reluat a doua zi, precum și sâmbăta și duminica, de la ora 8. Conținuturile sunt special gândite pentru România, astfel încât să existe congruență între ceea ce fac elevii la școală, lecțiile propriu-zise și ceea ce văd pe ecran. Lecțiile prezentate în programele Școala Discovery pot fi vizionate acasă sau la școală, în funcție de modul în care fiecare unitate școlară se organizează. Pe Discovery Channel, de la ora 14, zilnic va fi prezentat câte un program educațional de o oră pentru clasele 1-8. Acest program este direct structurat și asamblat în strânsă concordanță cu programa care îi se predă la diverse discipline în România. Deci este un program făcut special pentru elevii din România. Pentru județul Suceava au fost desemnate școala cu clasele 1-8 numărul 4 Regina Elisabeta Rădăuți și școala cu clasele 1-8 numărul 1 din Suceava. În aceste școli va fi monitorizată creșterea rezultatelor elevilor la științe.